Se desfășoară în perioada 27 iunie 22 iulie, școala de vară numită Vara Împreună. Organizatorii sunt părinții salezieni, care de 16 ani adună în curtea oratoriului pentru 4 săptămâni sute de copii tineri, dar și pe părinții acestora. Anul acesta participă aproximativ 600 de copii, 200 de animatori, 15 educatori și 6 salezieni. Tema de anul acesta este Micul Prinț. Vedeți, mare de tineri care aleg să petreacă timpul liber, primele 4 săptămâni de vacanță, altfel, în orice studiam asta ca următoare, în orice lecțiunului, copiii vin aici și ajutați fiind de tineri mai mari, în primul rând socializează, cunosc alți tineri de vârsta lor, alți copii de vârsta lor. De asemenea, au ocazia prin activitățile care sunt propuse să crească multe puncte de vedere. Zilnic copiii și tinerii se îndreaptă spre oratoriu pentru a-i întâlni pe ceilalți, pentru a se bucura împreună cu ei și mai ales pentru a învăța lucruri noi și frumoase. Programul cuprinde zilnic momente de comuniune, rugăciune, cateheze, dar și de joacă, activități practice și educative. O dată pe săptămână, participanții primesc informații educative de la pompieri, jandarmerie, poliție sau salvare. Voluntarii au un rol foarte important în buna desfășurare a școlii de vară, de aceea motivația cu care participă și implicarea în activități sunt esențiale. Vin aici la oratoriu cu zâmbetul pe buze, vin să dau totul, pentru că trebuie aici când venim la oratoriu avem un obiectiv. Obiectivul nostru este să îi mulțumim pe copii, să-i facem fericiți și în același timp să ne simțim și noi bine. Nu trebuie să fim forțați aici, facem totul liber. Rolul voluntarilor este și acela de a le transmite copiilor bucuria pe care ei o simt. Relația cu copiii pentru un voluntar este o parte foarte importantă a voluntariatului la locul nostru. Asta pentru că noi trebuie să transmitem acest spirit și lor. E un lucru foarte, foarte important să simtă tot ceea ce simțim noi când ne gândim la Don Bosco, la Vara Împreună. Vara Împreună continuă la oratoriul Don Bosco din Bacău până vineri 22 iulie, când va avea loc serata finală, moment în care fiecare echipă va prezenta pe scenă, în fața părinților și a celorlalți participanți, un moment artistic pe care ei l-au pregătit de-a lungul acestor zile frumoase.